Cel mai bun sondaj de opinie în rândul consumatorului este cifra de la import. Cei 98,4 miliarde pe care România i-a importat anul trecut, n-avem încă cifra de anul acesta, nici nu vreau să mă gândesc la ea, pentru că probabil va fi o creștere exponențială față de anul trecut. Noi urmărim dinamica asta cam din 2015 și cred că de la acea cifră de la import toți avem multe de învățat. Ce anume vrea consumatorul român? Până la urmă, toți am ajuns și sunt oameni aici în sală și cu părul alb care își aduc aminte de producția pe stoc. Da, haideți să recunoaștem că de import pe stoc nu prea am auzit niciunii. Deci importul de România este, pot să zic, prevândut. Aceasta este o tematică care probabil împreună cu domn profesor Piperea o să o abordăm la începutul anului viitor, când vom avea cifra dezastruoasă, să spun de pe acum, a balanței comerciale pe 2022. Dar să ne întoarcem la subiectul de azi, unde și noi suntem foarte curioși și dornici să cunoaștem mai multe pentru a sfătui și mediul de afaceri în consecință. Eu vă mulțumesc și urez succes acestei conferințe. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să vă anunț de asemenea că, din păcate, din motive obiective, nici domnul Spătaru nu poate veni, domnul ministru al economiei, deși confirmase, dar nu începem cu lamentările, începem cu lucrurile care sunt constructive, pentru că avem nevoie să avem o viziune constructivă, întrucât trăim într-o plină epocă a distrugerii și nu este o distrugere creativă. În afară de lucrurile pe care le vedem zi de zi și se pot analiza la nivel concret, la firul ierbii, oamenii simpli sărăcesc pe zi ce trece, IMM-urile de-abia, dacă mai au aer să supraviețuiască, să respire, întreprinderile mari devin din ce în ce mai, cum să-i spun, greu de susținut în viață, date fiind costurile aberante la energie. Dincolo de asta, sunt elemente de macroeconomie care ne dau vești din ce în ce mai proaste. Inflația anunțată de Institutul Național de Statistică, dar mai ales de Banca Națională, depășește deja 16%. Înțeleg însă că, la nivel de om obișnuit, care, așa cum v-am spus, sărăcește pe zi ce trece, inflația care se simte, care se vede și care este mult mai importantă, aceea pe alimente, este de peste 27%. În același timp scade puterea de cumpărare și acest lucru o să ducă foarte curând la situație de supraîndatorare. Avem și această temă de discutat astăzi. O să ne facă o prezentare doi colegi ai mei, Alex Rățoi și respectiv Irina Sorescu. Supraîndatorare care face ca, din punct de vedere macroeconomic, să determine nu doar un recul al consumului, o să vă explic imediat în opinia mea ce înseamnă reculul consumului, ci face ca oamenii să se abțină la modul intenționat din ce în ce mai mult de la a consuma. Având în vedere lipsa de încredere în viitor, omul evident că nu-și mai face planuri, nu-și mai face nici măcar city break-uri, nu-și mai pune problema să-și cumpere o casă cu credit sau mașini și așa mai departe, iar acest lucru înseamnă un singur lucru, o singură consecință din punct de vedere macroeconomic. Comercianții vând mai puțin. Dacă acești comercianți vând mai puțin, producătorii produc mai puțin. Dacă producătorii și tot ce înseamnă rețeaua din jurul lor produc mai puțin, au mai puțin, mai puțină nevoie de resurse umane, de locuri de muncă, ceea ce duce la o rată a șomajului mai mare, ceea ce duce la un moment dat la stagflație. Să sperăm că nu am spus un cuvânt care să deranjeze foarte tare BNR-ul, știu însă că stagflația este cel mai periculos lucru care se poate întâmpla din punct de vedere macroeconomic, pentru că de acolo nu mai putem să vorbim nici măcar de o creștere fluctuantă în W. Așa cum v-am spus, s-a creat impresia, cum v-am spus în preambulul acestei conferințe, preambulul scris al acestei conferințe, s-a creat impresia la finalul pandemiei că
Am avut o scădere abruptă, după care a urmat o creștere, adică o evoluție în V. În realitate s-a constatat că este o evoluție în W. Stagflația înseamnă fie o stagnare, fie o involuție. Deci este vorba despre o cădere care nu se mai ridică foarte multă vreme, se stă pe groapa aceea de potențial și este situația cea mai deranjantă din punct de vedere macroeconomic. Așadar, reducerea în privința consumului persoanelor fizice nu e doar o problemă care să intereseze doar simpli particulari, este o problemă macroeconomică extrem de gravă și nu știu care este motivul pentru care autoritățile noastre nu iau măsuri de stimularea creșterii puterii de cumpărare. Vreau să vă spun așa, întreagăt, că și este un lucru pe care, bineînțeles, nu îl observăm, că suntem ocupați cu donații pentru continuarea unui război de lângă noi. În Franța, de vreo 2 luni de zile, se discută în Parlament o lege de creștere a puterii de cumpărare a francezilor. Francezi care, bineînțeles, că sunt cu mult deasupra noastră din punctul de vedere al creșterii de puterii de cumpărare, dar cu toate acestea au probleme. Dezbaterea a fost așa de acerbă în Parlamentul European, în Parlamentul francez, scuzați-mă, încât săptămâna trecută guvernul doamnei Elizabeth Bon a fost nevoit să-și asume responsabilitatea pe această lege, motiv pentru care în momentul de față trebuie să facă față unui număr de mai puțin de 3 moțiuni de cenzură. Deci oamenii își pun problema cum să crească puterea de cumpărare, pentru că numai în felul acesta se poate ajunge din nou la situația unei societăți de consum. Iar societatea de consum înseamnă că să consumi. Societatea de consum, care este visul pentru care am vrut noi neapărat să intrăm în Uniunea Europeană, este în momentul de față pe cale de dispariție. Se vorbește mai degrabă de economie de război decât de economie de piață, etc. Asta este primul palier al ceea ce am vrut să vă spun în deschiderea acestei conferințe. Din punct de vedere al macroeconomiei, de asemenea, contează și situația IMM-urilor. Începând cu anul 2020, din păcate încă n-a ajuns domnul Nancu, dar o să-i dăm cuvântul imediat după primii doi intervenienți. Domnul Nancu, care este președintele Fondului de Garantare, se ocupă cu acest program. Începând cu anul 2020, ziceam, România a lansat un program care se numește IMM Invest, care a avut un oarecare succes. Adevărul este că s-au luat niște credite undeva în jur de 40 de miliarde de lei și aceste IMM-uri care au putut să se califice au rămas în viață. Problema majoră acolo este că banii s-au luat doar în proporție de 15% pentru investiții. Astea nu sunt cifre pe care să le inventez eu, sunt cifre spuse chiar de domnul Nancu la cealaltă conferință din mai. 85% din acești bani au fost utilizați pentru capital de lucru și mult mai grav decât atât este că acest capital de lucru de fapt a fost deturnat pentru rostogolirea unor datorii anterioare. Ceea ce înseamnă că practic sunt bani care n-au folosit la nimic și nu știu cât de mult va mai putea să fie prelungit acest tip de program, pentru că Franța, Germania, Italia și chiar și Marea Britanie încep să renunțe la acest tip de program de susținere pentru trecerea peste perioada pandemiei, întrucât s-a văzut că evoluția nu este cea așteptată, nu este în V, este în W și respectiv în L. Franța, spre exemplu, începând din octombrie, va renunța în proporție de 100% din martie 2023 la acel tip de politică bugetară de susținere a economiei care s-a numit quoi qu'il en coûte, adică whatever it takes. Cât ne costă, n-are importanță, important este să trecem peste perioada de pandemie. Trei și cu asta mă opresc pentru a-i da cuvântul reprezentantului Băncii Naționale de astăzi, care ne-a făcut onoarea să vină cu noi. Cu IMM-urile se mai întâmplă un lucru extrem de grav. Acele întreprinderi care nu s-au calificat pentru IMM Invest, care nu s-au calificat pentru înghețarea creditelor, care nu s-au calificat pentru rostogolirea creditelor,
pentru că nu au fost bancabile. Domnul Vasilescu spunea prin ianuarie 2021 și spunea corect că mai puțin de 5% din totalul IMM-urilor din România, și astea sunt vreo 700-800 de mii, sunt bancabile, adică se califică pentru a fi creditate în continuare. Am închis paranteza. Aceste IMM-uri au supraviețuit printr-un mijloc care este și la limita legalității și care este și extrem de periculos din punct de vedere al macroeconomiei. Pierderile au fost camuflate, pierderile au fost oarecum acoperite prin diverse operațiuni, mai mult sau mai puțin transparente, de creditare între, pe de o parte, acționarul majoritar, pe de altă parte, IMM-ul respectiv. Și cu toate acestea, pierderile au rămas necontabilizate, au rămas nefiscalizate de ani de zile. Florin Georgescu, prin viceguvernatorul Băncii Naționale, încă de prin 2013 atrage atenția asupra acestei probleme. A reluat această discuție într-o carte pe care a publicat-o la începutul anului 2022 și care se numește Capitalism în România. Nici din punct de vedere legal, nici din punct de vedere instituțional, nici din punct de vedere cultural, în România nu există un interes pentru acoperirea pierderilor. Iar eu vă spun așa, că în legislația societăților comerciale, ca să nu dau mai multe exemple, în legea 31/1990, este un principiu pe care toată lumea l-a uitat sau l-a confundat cu limitarea răspunderii pentru datoriile societății. Este vorba despre faptul că acționarul, asociatul, trebuie să suporte pierderile. Dacă o societate comercială are pierderi, atunci aceste pierderi trebuie să fie suportate de acționari. Și există extrem de multe metode de a face acest lucru, printre altele o reducere a capitalului social în limita acelei pierderi, o reîntregire a capitalului social pentru a acoperi pierderile respective, o amânare a plății de dividende în cazul în care ai profit operațional, dar în același timp ai pierderi, și un tratament din punct de vedere fiscal al pierderilor care sunt trecute pe cheltuieli deductibile imediat ce ele sunt reportate, iar această reportare se întinde pe 5 ani, în fiecare an câte 20%. Nimic din toate astea nu se întâmplă în realitate, pentru că în mentalul colectiv s-a înfipt puternic această idee, care e o confuzie, că de vreme ce ți se limitează responsabilitatea pentru datoriile societății, înseamnă că nu trebuie să suporți nici pierderile. Ori un business nu înseamnă nimic altceva decât asumarea unui risc. Cum spune piesa Tache, Ianche și Cadâr, câștigi, păgubești, negustor te numești. Dacă nu păgubești atunci când ai pierderi, înseamnă că nu te mai numești negustor. Și din punctul acesta de vedere apare o consecință extrem de gravă din perspectiva macroeconomiei. Nimeni sau aproape nimeni nu mai răspunde pentru ceea ce se întâmplă din perspectiva pierderilor. Sunt pierderi, sunt amenzi penale, sunt amenzi contravenționale pe care le suportă corporațiile, între ghilimele. Nimeni nu este făcut responsabil, nici acționarul, nici managerul, iar aceste pierderi se regăsesc nici mai mult, nici mai puțin decât în prețurile și tarifele pe care le plătim noi, pentru că pierderile respective sunt împrăștiate așa ca în doze infinitezimale în aceste prețuri, în așa fel încât să continuăm să facem afaceri cu aceste mega corporații. Cam acestea sunt motivele pentru care am considerat noi necesar că trebuie să avem o discuție, pentru că toate aceste trei lucruri de care v-am zis anunță un val mare de insolvențe, care deocamdată a fost zăgăzuit doar de niște programe guvernamentale, doar de lipsa intenției băncilor, spre exemplu, de a-și crea și mai multe credite neperformante. Dar nu mai durează mult acest lucru și de aceea este foarte important să observăm că, în sfârșit, în legislația noastră a fost introdus principiul prevenției din directiva aceea 1023 din 2019. În momentul de față, legea 85/2014 conține un pachet important, acum nu știu dacă va fi și eficient în practică, de mijloace și de instrumente de prevenție a insolvenței, pentru că insolvența trebuie prevenită.
Dacă însă nu poate fi prevenită, ea trebuie să fie tratată rapid și cu onestitate, pentru ca acele active să fie, care rămân în urma insolvențelor, falimentelor, să fie introduse cât mai repede în circulație.